Mulțumim Domnului pentru ziua aceasta de viață pe care ne-a binecuvântat. Și după ziua de ieri, care a fost de asemenea o zi binecuvântată, după toate zilele care Dumnezeu le-a rânduit și care au avut fiecare binecuvântare a lor, să ne ajute Dumnezeu ca și zilele care vor urma să le trăim tot sub binecuvântarea Lui. Până când El ne va muta în împărăția Lui cerească, în împărăția Fiului dragostei sale, cum zice Scriptura. Din punct de vedere a calendarului religios răsăritean, ne găsim la această amintire a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Pentru ultima dată. În săptămâna cea mare, cum a fost ea numită apoi în creștinătate, pentru că în săptămâna care începea cu această intrare a Mântuitorului ultima dată în Ierusalim, avea să fie vândut de ucenicul său, Iuda Iscariotean, avea să fie arestat de trimișii mai marilor religioși, a preoților evrei, avea să fie judecat de marele preot Caiafa și avea să fie dat în mâinile neamurilor, cum era profețit pe vremea aceea, în mâinile lui Pilat din Pont, care era dregătorul de acolo, din Iudeea, aparținând provinciei mari Siria. Și noi în fiecare an ne aplecăm asupra acestor texte, ne amintim cu drag și cu durere de ceea ce a pătimit Mântuitorul când a plătit, a lucrat mântuirea noastră, a plătit răscumpărarea noastră din păcat a tuturor celor ce aveau să creadă în El și găsim motivații deosebite din toate aceste lucrări ale Mântuitorului. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru vremurile de pace, de liniște care le-a avut. Amin. Și dea Domnul să putem fructifica tot ceea ce este de folos mântuirii noastre. Amin. Vă aducem salutări de la frații noștri de acasă, din Bărbanț, Alba Iulia, de la Petrești, lângă Sebeșalba, de la Ighiu, bisericile unde slujim acolo cu responsabilități și unde și frații ne-au ajutat în ultima vreme, fratele Nathan cu fratele Romeo au fost de la noi la solicitarea noastră și au slujit la două seri de părtășie. Domnul să-i binecuvinteze. Păi nu merge numai noi să tot venim și frații de la București se simt așa de bine la ei acasă și în părtășia lor. Cum zice vorba, prieteniile se țin cu cheltuială. Nu ne referim neapărat la bani, ne referim la așa cum noi ne bucurăm când alții ne vizitează și alții se bucură atunci când și noi răspundem nevoilor lucrării de acolo. Și ne-am bucurat cu frații, Domnul le-a dat cuvânt, au cântat și mai simplu, așa chiar dacă n-au avut toată orchestra, la noi sunt biserici unde nu peste tot ar fi primiți în felul ăsta cu cântare. Și între timp fratele Romeo s-a mai pocăit și a putut să cânte și nu m-a însoțit de o chitară și a fost primită lucrarea. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. La noi în România sărbătoarea se potrivește cu timpul de primăvară, cu înflorirea primelor flori și probabil și din acest punct de vedere creștinii în bisericile mai vechi, ortodoxe în mod special, au denumit popular sărbătoarea aceasta a florilor. Mi-amintesc că eram copil și pe Valea Someșului unde m-am născut și am trăit până la vârsta de 14 ani, înfloreau niște copaci care făceau muguri aceia pufoși, alburii
Și bătrânii noștri le spuneau mățișoare. N-am înțeles nici până astăzi. Voiau să zică mărțișoare sau ziceau mățișoare de la mâțe, de la pisici, că erau așa cu foșca, blană la pisici. Dar îmi amintesc cu drag tradiția din sat, cum în Duminica Floriilor, toți creștinii ortodoși care se duceau la biserică și tata era de această credință, se duceau cu ramuri din acestea de mățișoare, pe care preoții, după tradiția lor, le stropeau cu apă sfințită și dădeau anumite interpretări. Am văzut și în această dimineață, venind la adunare în biserica aceea ortodoxă din parc, că erau oameni adunați acolo pentru slujbă. Eu spun mereu fraților de la noi să mulțumim lui Dumnezeu că trăim într-o țară ortodoxă, unde mai există pomenirea numele lui Dumnezeu și după felul înțelegerii lor, oamenii îl caută pe Dumnezeu. În alte țări ale Europei nu se mai vede așa ceva. Acolo, casele de rugăciune, așa numitele biserici, sunt transformate în baruri, sunt transformate în localuri de petrecere, de un fel sau de altul. Și spunea un frate de la noi care a lucrat taximetrist o vreme în Marea Britanie, în țara Galilor, frate Nicu, dacă aș fi văzut pe cineva oprindu-se în fața unei biserici sau unei cruci, care mai există totuși prin anumite locuri și la ei, că s-ar fi oprit să-și facă semnul crucii, aș fi oprit mașina și m-aș fi dus, l-aș fi felicitat și l-aș fi îmbrățișat. Dar acolo nu mai vezi așa ceva. Și puneam fratele Nathan pe mașină, în câteva minute, un preot ortodox de la Sibiu, preotul Daniel Avram, care este și în mișcarea oastei Domnului, din Biserica Ortodoxă, pe care îl ascult cu plăcere, predică atât de direct și atât de evanghelic, ca și predicatorii noștri, poate dintre cei mai pioși și mai luminați. Vă recomand să-l ascultați și o să vedeți dacă am dreptate sau nu. Cheamă oamenii la Domnul Iisus, îi cheamă la pocăință, să lase păcatele, să lase preocupările lumești, să slujească pe Dumnezeu cu devotament, cu predare deplină. Și până mai există asemenea voci și în alte culte religioase creștine la noi, nu vom avea decât de câștigat. Să ne rugăm pentru națiunea noastră, toate naționalitățile care locuiesc în țară, pentru toate populațiile, ca Dumnezeu să le cerceteze. Amin. Să ridice între ei oameni cu frică de Dumnezeu care să le slujească. Și astfel, după cum au fost făgăduințe din partea Duhului Sfânt și s-au împlinit, îmi spuneau frații și de o soră de la dumneavoastră care atunci cu marele tsunami din Asia a vorbit în numele Domnului despre asta și frații au socotit că a fost cuvântul Domnului. Dumnezeu a promis că din pricina celor ce cheamă numele Lui în țară se va purta cu bunăvoință, cu ocrotire cu România. Și putem să spunem din toată inima, Doamne, binecuvintează. Amin, amin. Ales în lunile acestea de iarnă, de primăvară, atâta alergare, săptămâni de evanghelizări, săptămâni de rugăciune, peste tot. M-am întâlnit și eu în iarna asta cu grupuri de frați. Ne sunam așa să vedem ce mai facem și spuneam că eu sunt pe șoseaua cu tare, dar și eu sunt, pe unde ești? Și opream într-o parcare, schimbam câteva vorbe, făceam rugăciune acolo lângă mașini și ne duceam care, în ce direcție eram așteptați, unii într-o parte, unii în alta, în ce țară de pe pământ se mai petrec asemenea binecuvântate lucrări. Posturi, rugăciuni, stăruințe după botezul cu Duhul Sfânt. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a așezat într-o asemenea țară, amin, amin. Un asemenea popor și dorim ca Dumnezeu să țină în continuare pacea în granițele țării.
să ne dea nouă putere să mijlocim. Nu de mult am avut zi de post. Fratele Nelu Filii, președintele actual al organizației noastre, cultului creștin pentecostal din România, ne-a chemat la o zi de post toate bisericile din țară pentru națiune. Citim Biblia împreună, postim împreună. Nu se poate ca Dumnezeu să nu răspundă la toate acestea. Binecuvântat să fie. Amin. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage, eu citesc în Evanghelia după Matei, înspre muntele măslinilor, Iisus a trimis doi ucenici și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. În el veți găsi îndată o măgăriță legată și o măgăruș împreună cu ea. Dezlegați-i și aduceți-i la mine. Dacă vă va zice cineva ceva, să spuneți că Domnul are trebuință de el și îndată îi va trimite, slăvit să fie Domnul. Lucrarea lui Dumnezeu, frați și surori și copii dragi care ați venit la adunare, este punctată, este subliniată din când în când de fenomene supranaturale, de minuni, așa ca să înțelegem toți. De lucruri care nu stau în stăpânirea noastră în a le produce și a le controla. Ele sunt făcute, sunt provocate, sunt susținute de Domnul Dumnezeu, binecuvântat să fie. Amin, amin. Ce îmi place aici, că întotdeauna în lucrarea lui Dumnezeu nu se merge înapoi. Se merge numai înainte. Mărire Domnului. Înainte. Mergeți în satul dinainte. N-a zis mergeți înapoi. Ați mers prea mult înainte, v-ați dus prea repede înainte. Spunea fratele Cornel Bârsan, când trăia și era păstor la Botoșan, că a avut o conferință cu slujitorii și a venit și cineva din străinătate, se nimerise pe la ei un predicator, nu știu de pe unde. După ce a asistat la conferința aia, s-a ridicat și a zis că a avut el o descoperire de la Dumnezeu că lucrarea merge bine acolo între frați, dar ei au prea îngustat cărarea. Se duc pe o cărare prea îngustă. Și frații cu bun simț s-au uitat la el așa, au dat din cap. N-a comentat nimeni nimic. Pe Scriptura ce spune? Pe ce cale trebuie să mergem? Pe o cale largă? Ai milă, Doamne. Cu multe permisivități, cu câte și mai câte, să fac studii biblice, ce am avea voie să mai facem înspre păcat, înspre lume, și noi n-am făcut. Și n-au făcut bătrânii noștri, și n-au făcut înaintașii noștri, dar noi ar putea să facem ce ar trebui să facem. Pe când Scriptura spune, cercetați ce este plăcut înaintea Domnului, da? Nu luați parte deloc, zice Scriptura, termen radical, la lucrările neroditoarele întunericului și nu numai că nu luăm parte și păstrăm așa o neutralitate, ci mai degrabă condamnațiile, osândițiile. Spuneți, asta e bine, asta e voia lui Dumnezeu, asta e plăcut lui Dumnezeu, asta e păcat. Avem în Scriptură, în Noul Testament, liste de păcate enumerate, iar Cuvântul lui Dumnezeu spune că oricine face aceste lucruri nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dimpotrivă, în 2 Corinteni 7, cu 1, Scriptura ne cheamă, Apostolul Pavel chema corintenii și pe toți credincioșii de atunci încoace, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea. Ce este sfințirea, frate și soare? Sfințirea este aplicarea caracterului, a felului de a fi a Domnului Iisus Hristos credinciosului. Mie și ție, nouă tuturor și fiecăruia în parte. Nimeni n-ar trebui să întrebe, am voie să fac asta, n-am voie să fac asta. El trebuie să pună o altă întrebare dacă are un dubiu. Dacă fac lucrul acesta, sau dacă nu fac lucrul acesta, mă sfințește?
mă apropie mai mult de Dumnezeu, mă face mai evlavios, mă face mai roditor sau din potrivă mă balansează, mă trage în partea cealaltă. Și dacă răspunsul este clar, atunci și alegerea noastră trebuie să fie clară. Dacă eu nu vin la biserică, numai când sunt musafiri mai deosebiți, dacă eu nu mă rog în fiecare zi, dacă nu citesc Biblia cu regularitate, dacă nu lucrez cu darul pe care mi l-a dat Dumnezeu mie și după puterea care mi-a dat-o Dumnezeu, voi fi eu mai plăcut Domnului? Voi fi mai aproape de Domnul? Nici de cum. De aceea zice Scriptura să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Credința fără fapte e frumoasă, e declarativă, dar e moartă. De aceea Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că noi suntem mântuiți prin credință. Asta e darul lui Dumnezeu pentru oameni, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar vom fi judecați după fapte. Nu vom fi judecați doar după intenții. Păi știi, Doamne, că eu am vrut, păi știi, Doamne, că eu am gândit, după fapte. Eram tânăr când am viețuit câteva luni de zile la Năvodare, în județul Constanța, fiind acolo mutat cu munca, și în biserica din Năvodar venea din când în când un frate în vârstă de acolo, din Dobrogea, predica ce predica și avea el așa un laimotiv, un dicton pe care îl spunea: fraților, fapte, nu oala cu lapte. Mi-a fost simpatic și am ținut. Sau un frate de la Săvârșinul, de Arad, unul fratele Vasile, care ne-a mai vizitat pe noi începutul bisericii de la noi, și spunea: fraților, cu pocăința e ca și cu mersul pe bicicletă. Ori te duci, ori te dai jos. Ori înaintezi, ori dacă nu înaintezi, înseamnă că stai pe loc, în cel mai fericit caz, dar de regulă dăm înapoi. Nu stăm pe loc. Și mă gândeam la vorba lui și am zis: da, am mai văzut la circ pe câte unul care poate să stea pe loc pe bicicletă. Stă pe o roată, se învârte așa, asta numai circare pot să facă de așa. Noi, în viața de credință, suntem chemați să nu fim circari, așa. Să fim oameni care ne vedem de treburile noastre, zice Scriptura, și ținem credința nu de ochii oamenilor, ci de dragul Domnului Iisus, binecuvântat să fie. În Evanghelia după Luca, din care s-a citit în capitolul 8, Scriptura ne spune, încă de la versetul 1, curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate și din sat în sat și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Cei 12 erau cu el. Mai erau și niște femei care fusese rătămăduite de duhuri rele și de boale. Maria zise Magdalena, din care ieșiseră 7 draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Susana și multe altele care îl ajutau cu ce aveau. Slăvit să fie Domnul! Ce minunat că recunoaștem în secolul 21, după 20 de secole de creștinism, că lucrurile sunt la fel. Din marile gloate, din marele mulțimi care se mai adună din când în când, în zilele obișnuite de părtășie, de întâlnire, în viața noastră de zi cu zi, sunt câțiva frați și câteva surori. Și asta nu trebuie să ne întristeze. Domnul a zis: bucură-te, turmă mică, căci Tatăl îți dă cu plăcere împărăția. Turmă mică. Noi am vrea să fie mare. M-am bucurat auzind el pe fratele Cristi să spună că ei ajung pe Evanghelia prin mijloacele acestea de difuzare electronică la 3,5 milioane de oameni. Slăvit să fie Domnul! Dar câți din aceștia vor răspunde afirmativ chemării lui Dumnezeu? Doamne, fă ca și anul acesta să fie un an de îndurare.
Un an în care mulți din cei ce aud Evanghelia să vină la Tine, Doamne, și să se mântuiască. Tot în Evanghelia după Luca, în capitolul 9, versetul 51, când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. De ce? Pentru că așa era profețit. Vreau să citiți scripturile, știți, s-au tot amintit textele în aceste zile. Nici un proroc, zice Scriptura, nu trebuia să moară în afară de Ierusalim, trebuia să moară în Ierusalim. Ierusalimul era cetatea lui David. Era locul unde Dumnezeu a vorbit și a arătat să se pună templul, acolo unde odinioară Avram adusese ca jertfă pe Isaac prin credință și primise făgăduința mântuirii lui, a casei lui, a neamului lui și făgăduința binecuvântării lui a tuturor familiilor pământului. Slăvit să fie Domnul! Amin, amin. Ierusalimul acesta pământesc, cetatea Salemului, cum era numită, cetatea păcii, și Domnul știa, trebuie să mă duc acolo. Și-a îndreptat fața hotărâtă, hotărât să meargă la Ierusalim. Și-a trimis înainte niște soldi, din nou înainte, care s-au dus și a intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Slăvit să fie Domnul! De ce nu l-au primit? Pentru că nu era locul, nu era timpul potrivit pentru aceasta. De ce de multe ori nouă nu ne ies lucrurile așa cum vrem noi? Cum le-am programat noi, cum le-am dorit noi? Pentru că noi avem o altă chemare, frate și soros. Chemarea noastră este să ajungem în Ierusalimul Ceresc. Amin, amin. Noi acolo am pornit. Zice o cântare din cântările vechi, mi-e atât de dor de Canaan. Am cântat cântarea Ierusalim e cetate împodobită. Aș vrea să ajung la Tine, să scap de orice suspine. Doamne, ajută-ne să nu pierdem din vedere lucrul acesta. Evreii s-au încurcat pe drum. Și în 1 Corinteni, capitolul 10, ni se spune că toate câte li s-au întâmplat lor, li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde. Să nu cădem în aceeași neascultare. Ați observat cât de mult și cât de des viața noastră, ca biserici locale, ca popor al lui Dumnezeu de astăzi, se aseamănă cu viața evreilor? Ați observat? Măcar că ei n-au avut un precedent. Ei n-au avut să citească despre alții care au pornit spre o făgăduință dumnezeiască înaintea lor. Și noi avem. Și totuși călcăm în aceleași pilde de neascultare. Domnul să se îndureze. Apostolul Pavel spunea Corintenilor, 1 Corinteni, capitolul 15, dacă numai pentru viața asta ne-am pus încrederea în Dumnezeu, suntem cei mai nefericiți dintre toți oamenii. De ce? Zice versul poeziei, creștin firesc om chinuit, în două lumi nefericit. Aici poftești fără să ai, dincolo n-ai parte de rai. Sunt oamenii care vor în două bărci pe picioare, care fug după două iepuri, cum zice proverbul românesc. Pe când Petru ne spune că prorocii care au prorocit despre vremurile care noi le trăim, au făcut din această căutare ținta cercetărilor stăruitoare. Mărit să fie Dumnezeu! Ar fi dorit, frați și surori, să trăiască în vremurile care le trăim noi. Să te duci pe șosea și dintr-o dată o pancartă cu verset din Biblie. Să ieși în oraș, amintesc odată la Rădeuți, mă duceam pe o stradă cu un frate, căutăm ceva, dintr-o dată m-a izbit o vitrină. Un manechin de parte femeiască, mimând partea femeiască,
îmbrăcat în ținută de adunare, cum în surorile noastre când vin la adunare, cu batic pe cap, cu haine decente, cu rochie. N-am văzut nicăieri în lumea asta. Am umblat vreo 20 de capitale în toată Europa și în Israel. N-am văzut nicăieri așa ceva. Am văzut manechini îmbrăcați cât mai ciudat, cât mai dezbrăcat, și așa. Dar acolo, la Rădăuț, am văzut un manechin ca o soră de la adunare. Slăvit să fie. Și asta la noi, în România, nicăieri altundeva. E mare lucru, să știți. Era un magazin de haine pentru surori, la Rădăuț, fiind multe surori, de o vreme și mai înstărite, care își permiteau, ne arăta, uite, cam așa trebuie să vă îmbrăcați. Așa trebuie să fiți. Mi-a plăcut și când îmi amintesc și asta. Le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. În Viel veți găsi îndată o măgăriță legată, împreună cu mânzuiel, dezlegați-i și aduceți-i la mine. Și dacă vă va întreba cineva, să spuneți, Domnul are trebuință. Se putea întâmpla asta altundeva decât în Israel? Eu zic că nu. Dar câtă frică de Dumnezeu era totuși acolo. Ce oameni trăiau în țara lui Israel încât să renunțe la o măgăriță și un măgăruș la un simplu răspuns de felul acesta. Domnul, probabil Iahve, nu știu cum suna în limba lor, Adonai, El Shaddai, are nevoie de ei. La vremea aia o măgăriță cu un măgăruș însemna o camionetă din zilele noastre cu care duci pe șantier, saci și nisipul și toate era mic. Până în zi de azi în Orient, cine are un măgar deja e deasupra majorității, că poate transporta, îi faci o tiligă din aia pe două roți după el și cu două roți de biciclete să știu de ce și gata, om. Nu mai trage el, nu mai care se poate. Numai în țările unde Dumnezeu este cunoscut de aproape, asemenea lucrări se pot întâmpla. Asemenea cuvinte. Domnul are trebuință de ei. Da, da. Ucenicii s-au dus și-au făcut cum poruncise Iisus. Și zice un alt evanghelist că unii care au văzut că dezlegau măgărușul, i-au întrebat, de ce îl dezlegați? Unde îl duceți? Și i-au zis, Domnul are trebuință de el. Și nu au mai zis nimic. Măriță. Probabil. Nici nu erau hoți care să trăiască din așa ceva, să speculeze așa ceva. Mă duc câteodată cu soția, prin oraș, într-o parte, în alta, și cum o vede cu batic și sare câte cineva înainte. În numele Domnului Iisus, dă-mi și mie, ajută-mă, că n-am, că cu tare, că cu tare. Dar nu zice la alții. Vede o soră de noastră cu batic, zice, aici ai frică de Dumnezeu. Și se întâmplă treaba asta. Vedeți? În Israel nu era așa ceva. Acolo cerșetorii aveau o haină, ne spun cronicarii, un fel de autorizare. Era îndrept că era orb sau era ciung sau era neajutorat și trăia din milă, din binefacerea majorității. Pe când în zilele noastre cât de mult s-au schimbat lucrurile. S-au deteriorat. Ce-ați zice eu, ce-ați zice dumneata, să vină cineva, să ia un lucru din curtea mea, din curtea dumneitale, sau un mijloc de transport, măcar o bicicletă, și să spună, Domnul are trebuință de ea. Și eu să nu zic nimic, ba, să-i dau și o binecuvântare. Du-te și folosește-o în pace. Ne gândim la asta, dar nu avem în Biblie evenimente de felul acesta în a doua Corinteni, în capitolul 8, acolo unde Pavel vorbește de dărnicia macedonilor. Noi citim cuvântul lui Dumnezeu și ne reamintim. Versetul 3. Vă mărturisesc
că au dat de bună voie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Zicea un predicator, după puterea lor înseamnă procent de 10%, ăla e și poruncit, peste puterile lor înseamnă mai mult de 10%. Cunoscut o familie de frați români în Irlanda, care când am fost martor în familia lor la o dărnicie, i-am întrebat, mă, dar voi cum dați? Cum faceți voi? Și i-au zis, noi zeciuiala o dăm la caseria bisericii, că așa spune Scriptura în Maleahi, și cedăm pe deasupra, socotim pe dărnicie. Și eu mai îndrăznesc cum mă știți, zic, mă, dar totuși, pe deasupra, cât mai dați? Și i-au zis, măcar încă 10%. Deci ei dădeau 20% din ceea ce le dădea Domnul. Dar am cunoscut o familie numeroasă, nu vă spun cine, că unii ați cunoaște, care tot așa am fost martor la o dărnicie de-a lor și am insistat să-mi spună câți bani au mai rămas în casă. Dăduseră 3 părți în ce aveau în casă la vremea aia și le rămăseseră o parte. Și zic, dar voi cum dăruiți? Fratele s-a uitat la mine așa cumva și a zis, frate Nicu, cu ajutorul Dumnezeu noi am ajuns să dăruim până la 70% din ce ne dă Dumnezeu. Și așa ne-am făcut casa. Mărit să fie Domnul. Zicea Sadhu Sundar Singh, apostolul Tibetului, când a ajuns în Israel și a stat o zi pe malul Mării Moarte, el era învățat să stea așa, în natură, fără cort, fără altceva. Că mulți creștini sunt ca Marea Moarte. Pentru că nu mă primesc, după cum Marea Moarte primește apele Iordanului, bogate și cu tot ce au ele acolo, dar nu slobode nimic. Mai departe, a devenit moarte. Și spunea el, așa sunt unii credincioși, unii creștini. Ei doar primesc. Primesc, și dau extrem de puțin sau nu dau nimic mai departe. Și de aceea mor. Sunt morți ca Marea Moarte, spunea apostolul acesta al zilelor noastre. A murit între timp. Zice că au dat de bună voie. Și în Exod, capitolul 25, avem cuvântul acesta, versetul 2, care spune, citim și unul, Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilul lui Israel să mă aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă. Da, dacă nu era cu tragere de inimă. Nu se evidenția, nu se știa. Și Domnul nu se simțea împlinit. Noi ne-am simțit împliniți să știm că cineva ne dă ceva de sine. Ne dă ceva de obligație. Ne dă ceva că, na, bine, na, ia, și să te certe. Ți-am dat, dar să fie ultima dată și nu cumva, și cu tare, și cu tare. Așa. Ai milă, Doamne. Citeam când eram copil în poveștile Nastratin, Hogea de Anton Pan, că unul odată a căzut pe un drum unde circulau căruțe cu viteză și era să treacă o căruță peste mâna lui. Dar altul a sărit și l-a tras de acolo și a scăpat nevătămat. Și pe urmă, de câte ori îl întâlnea, îl întreba, ia să-ți văd mâna. Și arăta ăsta, asta e mâna, vezi? Te-am scos de sub căruță, vezi, uite-a mâna. Și trecea pe lângă casa lui, îl striga din curte. Ridică mâna, arată mâna și zice că l-a supărat poveste. Și-a dus într-o zi și-a pus mâna pe tăietor și-a tăiat-o, s-a dus și-a aruncat un curte. Ia-ți, omule, mâna și lasă-mă să trăiesc, fără o mână, dar lasă-mă să trăiesc liniștit. Poveste turcească, mai zice. Da, ăsta e adevărul, adică ce nu facem din toată inima, cu tragere de inimă, nu? Zice Scriptura tot prin Apostolul Pavel în prima scrisoare către Corinteni, în capitolul 16, când
vorbește aici de la versetul 2, citim și 1, cât privește strângere de ajutoare pentru sfinți, să face și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua de întâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Zic unii predicatori, asta înseamnă procent. Cine câștigă mai mult să pună după câștig, cine câștigă mai puțin să pună după câștig, dar tot să pună după câștig. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe care cei ce îi veți socoti vrednici ca să aducă darurile voastre. Vorbește aici frumos despre dărnicie, cum trebuie făcută ea, din toată inima, cu inimă largă. Doamne ajută-ne când este vorba despre Tine. Că știți cum spunea Mântuitorul, când Doamne Te-am văzut noi așa și așa și așa și ne-am raportat cum trebuie la Tine. Și Domnul le va răspunde ori de câte ori ați făcut aceste lucruri. Unii din acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Cineva anunța, un frate slujitor, zice, știți că ne-a ieșit proiectul, ne apucăm de o casă de rugăciune, am o veste bună, avem toți banii pentru casa de rugăciune. Și a fost numai amin și aleluia în adunare și el a continuat. Dar banii ăștia, să știți că sunt în pormoneile dumneavoastră. Și nimeni n-a mai zis nimic. Nimeni n-a mai zis nimic. Așa a hotărât Dumnezeu. El ar putea face niște minuni, să cadă euro și dolar din cer. Nu putea să facă Domnul treaba asta. Dar ar fi o evaziune fiscală, ar fi o încălcare de lege. Și El care e drept și sfânt, nu poate să se tăgăduiască pe sine. Dar El ne dă nouă, îmi dă mie, îți dă ție, ne dă nouă. Și noi dezlegăm măgărușul. Măriți să fie Domnul. Domnul are trebuință de El. Măriți să fie Domnul. Ați experimentat asta, frate? De curând a venit un frate păstor pe la noi, un frate care îl cunoștea din oraș. Auzi și el că trecem prin anumite încercări și fiind în zona a vrut să fie la noi pentru o rugăciune. El e și ceva răspunzător la o misiune creștină, ne-a adus o cutie de aia de banane cu ceva aliment. Și am cântat, ne-am rugat, am avut părtășie, au plecat. Când a venit vremea să ne uităm că ce-o fi adus acolo, era și fetița noastră cea mică acolo, vezi, ești mai curioși. Am găsit tot felul de alimente acolo, dar era și un plic. Și în plic erau niște bani. N-a zis nimic omul lui Dumnezeu. A pus acolo, n-a scris de unde, cum, ce. Mi-a scris un mesaj cineva zilele trecute dintr-o țară din străinătate. O soră. Frate Nicu, aveți ceva nevoi financiare? Te-ai rugat pentru ceva bani? Am întrebat-o pe soție, dragă, te-ai rugat special pentru ceva bani? Pentru... Zice, nu, zilele astea, nu, doar am mulțumit lui Dumnezeu. Doar știi că a trecut fratele acela și a lăsat ce a lăsat. Și am scris surorii înapoi, soră, noi nu ne rugăm zilele acestea pentru ceva bani, nu ne-am rugat special pentru bani. Dar mulțumim lui Dumnezeu că El ne poartă de grijă și lucrează, slăvit să fie Domnul. Și putut să spun. Da, soră, ne-am rugat, cum dar noi toată ziua ne rugăm. Doamne, dă-ne aia, dă-ne aia. Trimite, cât vrei să trimiți, nu? Numai atâta, noi ne-am rugat. Spunea fratele Hozan că venind din Canada odată în țară, l-a chemat un om de afaceri de acolo și i-a spus, am auzit că te duci în țară, da. Îți trebuie bani, așa, îi întrebă. Pentru săraci, mai ales, a zis că restul. Și a zis la cineva care zice, scrie un cec de 20.000.
Fratele Hozan a zis, măi, nu știu cum îl chema, 20 de mii, păi măi, eu mă rog pentru 1.000.000 și îmi dai 20 de mii, nu mă. Dar lui aducea pentru necăjiți. Știu asta, că am participat de multe ori la împărțirea de ajutoare pe care le aducea dumnealui. Frați și surori, să dăruim pentru Domnul, fără zgârcenie, să dăruim cu toată inima, să punem în lucrarea Domnului, în slujba Domnului. Sunt oameni care se jertfesc pentru lucrarea Domnului, care se roagă pentru bucata de pâine, care se roagă pentru un necesar, pentru bani de motorină, pentru plata facturilor. Mă suna cineva din străinătate și spune, frate Nicu, caută-mi o familie, dacă se poate să fie numeroasă și care n-au ce mânca. Că uite, Domnul mi-a pus pe inimă și eu să trimit niște bani în fiecare zi să le cumperi și să le duci câte o pâine. El trăia bine, mersi, într-o țară din străinătate și permitea câte și mai câte. Și i-a spus, auzi, dragul meu, eu nu o să am timp să mă duc în fiecare zi să cumpăr o pâine la cineva, să-i o duc eu. Poate aș găsi pe cineva. Dar la ora actuală nu există nicio familie pe care eu să o cunosc, că n-ar avea pâine pe masă, și să stau până îmi dă un frate telefon de pe nu știu unde, că dă el o pâine. Aia o dăm noi de aici, din țară. Noi avem colectă la cina Domnului. Colecta de la cina Domnului e destinată pentru ajutorarea fraților și altor oameni necăjiți. Și e cea mai bogată colectă din lună care se adună. Așa că de pâinea, chiar de pâinea de fiecare zi, ne îngrijim noi. La familiile tinere care se căsătoresc și își cumpără un loc de casă cu banii de la nuntă, investesc cu folos și așa, noi le dăm de-a lungul anilor câte o sumă de bani la fiecare familie și ne arătăm dragostea și aprecierea față de ei că sunt cuminți, au trăit curat, că s-au căsătorit și au rămas în biserică și noi care avem deja case și ce ne trebuie și așa, îi ajutăm și pe ei cel puțin ca un gest să vadă dragostea și aprecierea noastră. Nu stăm, facem și noi, chiar dacă nu avem cât alții, chiar dacă familia mea, poate v-am mai spus, ne ținem evidența și scriem ca să nu ne înșelăm pe Dumnezeu, pentru că ani de zile nu am scris și când am început să scriem, ne-am dat seama că l-am înșelat pe Dumnezeu. Vă provoc la aceasta. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Există și o altă față a monedei. Un tânăr vroia el, așa, de la el, rup neajuns, cum zice vorba pe la noi, să meargă la o școală biblică. Și slujitorul mai bătrân l-a întrebat, dar de ce vrei să te duci la școala biblică? Și a zis, Domnul are trebuință de mine. Și fratele s-a uitat la el, așa, și i-a zis cu tâlc, auzi, băiete, o singură dată Domnul a zis că are nevoie de cineva. Și atunci a fost vorba de un măgăruș. Nimeni nu este indispensabil în lucrarea lui Dumnezeu. Dar toți suntem chemați să lucrăm ceva în via Domnului, în lucrarea Domnului. Dar lucrul acesta trebuie făcut cu toată modestia, cu toată pocăința, cu toată lepădarea de sine, când cineva se înfumurează, când cineva dă din coate într-un mod urât, când cineva socotește că dacă el nu e, că dacă el nu face, că dacă el nu drege, toată lucrarea lui Dumnezeu se năruie, acolo e o gândire egoistă, e o gândire narcisistă, e o gândire firească. De aceea, echilibru în toate acestea, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Scriptura spune în 1 Petru 4:10-11, după harul care ne-a fost dat ca niște buni administratori al lui Dumnezeu, fiecare să lucreze
cu darul care i-a fost dat și cu puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Ca în toate să fie slăvit Dumnezeu. Este cele trei principii de bază ale slujirii. Trebuie să slujim după dar, aia e cea mai eficientă slujire. Trebuie să slujim cu puterea care ne-o dă Dumnezeu. Și dacă n-am puterea lui fratele, a lui fratele, a lui sora, nu înseamnă că eu nu mai slujesc. Slujesc cu cât mi s-a dat mie. Nu mi s-au dat 5, nu mi s-au dat 2 talanți, mi s-a dat 1, cu ăla 1 lucrez. Lucrez. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și apoi urmăresc ca în toate să fie slăvit Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Și încă un gând cu care voi încheia. Înaintat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare. Versetul 14. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu și el i-a vindecat. Avea să mai facă o singură vindecare după vindecările acestea, când va lipi în grădina Ghețiman urechea lui Malhu, robul marelui preot pe care Petru o tăia cu sabia. Aceea avea să fie ultima minune a Mântuitorului. Dar aici vindecă orbi și șchiopi care au venit la el în templu. Preoții cei mai de seamă și cărturarii când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, s-au umplut de mânie și i-au zis, auzi ce zic aceștia? Era în literatura lor rabinică, în Talmud, erau explicații despre felul cum va fi Mesia, când va veni Mesia. Că Mesia va fi fiul lui David, că va face minuni, că aveau ei în învățătura lor bine așezate cum se gândeau ei că va fi când a apărut, va apărea Mesia. Iar ceea ce spuneau copiii aici, Osana fiului David, era una din acele profeții, să le zicem așa, talmudice, ale predicatorilor, ale învățătorilor religioși evrei, și de fapt ceea ce spuneau copiii însemna Osana lui Mesia. Tu ești Mesia. Și ei au fost contrariați pentru asta. Iar Domnul le-a răspuns, oare n-aș citi niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce se alăptează. În cartea prorocului Ezechiel, în capitolul 37, avem unul din textele profetice care auziți cum vorbeau despre Domnul Iisus Hristos. Versetul 23. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor, cu urăciunile lor, cu toate fără de legile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și îi voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Și toate acestea erau scrise despre Domnul Iisus. Că David era mort, cum zicea Petru în predica de la cincizecime, mormântul era între ei, acolo, dar despre Domnul Iisus se vorbea în felul acesta. Ceea ce vreau să mai remarc din 2 Samuel, capitolul 5, este o istorie petrecută pe vremea lui David. Cu siguranță că cei care citiți la rând Scriptura ați citit-o, nu știu dacă ați sesizat această paralelă și această legătură între David și Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles, lucrarea făcută de Domnul Iisus Hristos a fost incomparabilă cu cea a lui David. Știți că la cucerirea țării a rămas o parte pe care ei n-au putut să o cucerească. Citim asta în Cartea Judecătorii. Și bună oară pe locuitorii Ierusalimului de altă dată, Ierusalimul se chema Iebus pe vremea cuceririi țării, pe vremea lui Iosua și a judecătorilor,
Ne spune cartea judecător că nu i-au putut alunga pe iebusiți în muntele lui Iuda pentru că aveau cară de fier. Erau tancurile din vremurile acelea. Și i-au lăsat să trăiască împreună cu ei. Ei au devenit o cursă pentru poporul lui Dumnezeu cu vremea. Aici, în 2 Samuel, în capitolul 5, Scriptura ne spune că David, după ce a ajuns împărat la Hebron, unde a domnit 7 ani și 6 luni, zice că a mers cu oamenii lui asupra Ierusalimului, împotriva iebusiților, locuitorii țării. Erau vreo 400 de ani de la luarea în stăpânire a țării și ăștia încă nu erau izgoniți de aici. Să nu intre aici, au zis ei lui David, că și orbii și ologii se vor împotrivi. În aceasta voiau să spună lui David că nu va intra cu niciun chip aici. Dar David a pus mâna pe cetățuia Sionului. Aceasta este cetatea lui David. De aia a fost numit așa, pentru că el a cucerit-o sutele de ani. David zisese în ziua aceea, oricine va bate pe iebusiți, să arunce în canal pe șchiopi și pe orbii aceia care sunt vrăjmașii lui David. De aceea se zice, orbul și schiopul să nu intre în casa Domnului. David s-a așezat în cetățuia pe care a numit-o cetatea lui David. I-a făcut întărituri de jur împrejur, în afară de și înăuntru lui Milo. David ajungea tot mai mare și Domnul Dumnezeu oștirilor era cu el. Și revenim la textul din Matei, unde Evanghelistul spune niște orbi și niște șchiopi au venit la el în templu. Și el i-a vindecat. Slăvit să fie Domnul. Și surori și iubiți copilași, Ierusalimul era în stăpânirea negustorilor care făcuseseră din viața religioasă o sursă mârșavă de câștig. Zice Scriptura, a intrat în templul lui Dumnezeu și a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu. A răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei. Adică celor care erau acolo, știți că orice cap de familie evreu trebuia să se suie la Ierusalim măcar o dată pe an și asta o făceau la sărbătoarea Paștelor și nu mai ajungeau miei și porumbei de jertfă și era nevoie de schimburi de bani. Unii veneau din alte zone unde locuiau în afara ținuturile evreiești și s-a dezvoltat acolo o bișniță, un comerț din acesta murdar, la suprapreț și ăștia ocupaseră locuri importante din locația templului, încât când intrai acolo ți se părea că ai ajuns mai degrabă într-o piață de comerț decât într-un loc de închinare. Și Domnul Iisus, după cum David odinioară cucerise Ierusalimul de iebusiți, Domnul Iisus îl recucerește din punct de vedere spiritual. Instaurează rânduiala care trebuia în casa lui Dumnezeu, în templul din Ierusalim, dar mai mult și diferit de Davidul de odinioară care jignit de spusa iebusiților a dat poruncă să fie aruncați. Moreți, orbii și șchiopii, el îi vindecă, el le oferă posibilitatea unei vieți normale, unei vieți adevărate, autentice și chiar a mântuirii sufletelor lor. Lăudați să fie Domnul! Amin! Ne gândim la noi, frați și surori, și la cetățuia inimii noastre, a ființei noastre. Cât este ea de curată înaintea lui Dumnezeu. Cât este ea de primitoare de Dumnezeu. De cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi nu mai avem pe Domnul Iisus într-un mod fizic între noi. Dar El a făgăduit că oriunde doi sau trei se strâng în numele Lui este prezent. E prezent.
Pavel spune în scrisoarea către Efeseni să nu întristăm pe Duhul Sfânt care ne-a fost dat, cu care am fost pecetruiți. Dimpotrivă ne spune să fim plini de Duh. Cum este această cetate a Ierusalimului nostru interior? Cum este viața noastră? Cum este familia noastră? Dumnezeu să ne binecuvinteze, să medităm mereu la adevărurile acestea. Nu cumva s-au strecurat în gândirea, în simțurile noastre, în dorințele noastre, poate nu publice, ascunse ale inimii, tot felul de gânduri și de stări vinovate înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Dacă găsim asemenea relicve, dacă găsim asemenea prezențe străine, noi trebuie să ne predăm inima și ochii întru totul lui Dumnezeu. Amin. Și să ne ducem mântuirea cu frică și cu cutremur până la capăt. Oricum, în ziua revenirii Domnului Iisus Hristos, El vrea să ne găsească plin de credință. Amin. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință, întreba Domnul Iisus Hristos. Pilda fecioarelor ne spune cât de important este să veghem, să avem candela pregătită, prezentă în viețile noastre, potrivit Proverbe, capitolul Proverbe sau Psalmul, care e acolo, 119, versetul 105, cuvântul tău este o candelă. Așa? Candela este cuvântul lui Dumnezeu, mulțumim. Și unde lemnul este simbolul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în viețile noastre. Cele două săbi de care vorbea Mântuitorul, când ei au înțeles firește și au și adus o sabie, și Domnul a zis, destul, n-ați înțeles. Vă rătăciți, spunea el, unora dintre farisei, pentru că nu cunoașteți nici cuvântul, Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. Ne ajute Domnul atunci când ne va chema acasă, fie prin moarte, fie la revenirea Domnului Iisus Hristos, să fim găsiți cu mijlocul încins și cu făclire atrasă. Să fim loiali, credincioși lui Dumnezeu după cuvântul Său. Pavel spunea, avem un duc de credință potrivit cu ce este scris. În vremea noastră sunt mulți care răstălmăcesc greșit, care strică cuvântul lui Dumnezeu, cum era și pe vremea Apostolului Pavel. Dar noi să rămânem credincioși cuvântului lui Dumnezeu. Să nu trecem peste ce este scris. Și apoi cuvântul lui Dumnezeu să locuiască, să fie interpretat, să fie trăit în viețile noastre din belșug, dar sub călăuzirea Duhului Sfânt. Slova ucide singură, dar Duhul este acela care dă viață. De-a Domnul, înțelegând aceste adevăruri, reamintindu-ne-le dacă le cunoaștem și le știm, să fim, cum zice Iacov, grabnici la ascultare. A Domnului să fie toată slava și cinstea astăzi și în vecii vecilor. Amin.